Iașiul a raportat astăzi 55 de cazuri noi de COVID-19, numărul total al celor îmbolnăviți de la începutul pandemiei, ridicându-se la 2547 de persoane depistate pozitiv. Cât de curând Iașiul se alătură județelor care nu vor permite desfășurarea activităților cu publicul după ora 24? În urma unei ședințe ce a avut loc astăzi, s-a înaintat propunerea către Comitetul Național pentru Situații de Urgență de închidere a teraselor, barurilor, cluburilor în intervalul 24-6 dimineața. Propunerea vizează și operatorii economici care desfășoară activități cu jocuri de noroc. Măsura a fost luată în contextul creșterii accentuate a numărului de noi cazuri pe teritoriul județului Iași. Aceasta va intra în vigoare odată cu validarea ei de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Tot astăzi s-a discutat și despre înmulțirea îmbolnăvirilor de COVID-19. Nu a crescut în municipiul Iași cât în zona metropolitană, în urma testărilor la CRR pentru persoanele care se întorc sau vor să plece în concediu. Iașiul procesează momentan 2500 de teste zilnic la un număr de 11 laboratoare acreditate.